Bună seara! Bună seara! Mariuț, ați condus, până la urmă ați fost egalați, ați obținut doar un singur punct cu Craiova. Din păcate pentru noi, consider că meritam victoria, cel puțin prima repriză Craiova n-a ajuns la poarta noastră, am avut câteva șanse să mai marcăm, a doua repriză chiar și la golul lor care l-au marcat, dă Cheita singur cu portarul, singur cu portarul, ratează pe contraatac, iau gol, ăsta cum îi zice... Papa, singurul portarul, dă, scoate Piliaceli. Într-adevăr, au avut și ei ocazii când puteau să mărească, să egaleze, de fapt, prin acea bară, dar în rest n-am văzut absolut nimic, decât mingi lungi și la Cioiși. Există o rivalitate între Botoșani și Craiova, că am văzut atâta tensiune și nervi la nu, final? Sunt puse în joc 3 puncte și luptăm pentru ele. Nimic altceva. Nu înțeleg ce ar fi vrut să facem. Până la urmă, iată că un punct obținut este primul vostru punct în play-off, dar nici până acum nu ai reușit în cariera ta de antrenor să bați Craiova. Niciodată n-ai reușit. Am reușit să bat alte echipe pe care alții până acum nu le bătuseră. Bați pe unele, pierzi cu altele. Există un echilibru în toate lucrurile, în viața noastră. Cei care n-au echilibru, n-ar fi nici orice exces dăunează. Și am câștigat cu altele cu care Botoșanu nu câștigase până să vin eu, n-am câștigat cu altele cu care Botoșanu era obișnuit să câștige, deci nu mă deranjează lucrul acesta. Încerc să câștig fiecare meci, îmi doresc să câștig fiecare meci. Odată pot, odată nu pot. Care este obiectivul vostru în play-off? Ți-am spus și la început de meci, înainte de meciului, să adunăm cât mai multe puncte, să ne clasăm cât mai bine în play-off. Unde nu avem niciun obiectiv, cel puțin mie patronatul nu mi-a tras la niciun obiectiv. Obiectivul nostru este al meu și al vestiarului, să jucăm bine, să câștigăm cât mai multe puncte și la finalul celor 10 etape din play-off să vedem unde ne situăm. Ne dorim să ne situăm cât mai bine. Pentru că, v-am spus, nu ne putem compara cu alte echipe din multe alte puncte de vedere și le știți și dumneavoastră care. Toate echipele din play-off au rămas în componența aceeași cu care au început chiar sau și-au îmbunătățit loturile, pe când eu am pierdut 4 sau 5 titulari de la primul meci. Și nu ne putem compara cu ceilalți. Este simplu pentru mine. Ăsta este obiectivul meu. Nu știu ce obiectiv are patronatul. Dacă are un obiectiv, încercăm să-l atingem. Dar trebuie să ținem cont și de aspectul ăsta. Următoarea etapă, duel acasă cu Clinceni. Clinceniul deja are cazuri de COVID, plus antrenorul, un avantaj pentru voi? Nu știu dacă este un avantaj pentru noi, dar știu doar că este o problemă reală pentru echipele care au astfel de probleme. Pentru că stai zi de zi cu gândul că poți avea și tu, pentru că ai luat contact cu jucătorii, cu antrenorii. Există această teamă. Nu cred că va fi un avantaj pentru noi. Pentru că am citit și eu azi numele care se vehicula în presă că ar fi pozitiv la COVID. Și ne uităm pe statistică și nu prea au jucat multe meciuri, așa că în primii 11 sau în primii 20 lor nu apar mari schimbări și tocmai de asta. Dar este dureros că încă mai sunt cazuri de COVID în fotbal românesc și este dureros. În același timp temător, pentru că este un virus din care se poate muri și atunci trebuie să fim mult mai atenți. Îmi pare rău pentru cei de la Clinceni, îmi doresc din tot sufletul să treacă cu bine peste această perioadă. În rest, este un fotbal, este un sport, un meci de fotbal, cine e mai bun să câștige. Din ce ai văzut din această seară, Craiova se poate bate la titlu? Nu vreau să vorbesc de Craiova, nu mă interesează. Echipa mea a făcut un meci bun, îi felicit pe această cale, ceea ce nu pot să spun despre a doua repriză de la FCSB. Azi am și spus, încercăm să învățăm ceva din meciul trecut. Cred că azi am arătat că am învățat ceva. Rămâne să vedem dacă putem îmbunătăți pe viitor ceea ce am învățat astăzi sau ceea ce uitați la meciul cu FCSB. Nu mă interesează de alte echipe, mă interesează doar de FC Botoșani, cel puțin până se termină acest play-off. Mulțumesc! Mulțumesc!